Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara efectuează plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi. Plata ajutoarelor se face doar titularilor cererii, cu prezentarea actului de identitate în original sau cu împuternicire notarială, la sediul situat pe Bulevardul Regele Carol I, numărul 40. De asemenea, ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește pentru cererile înregistrate în perioada 21 martie până în 19 aprilie. Pentru cererile preluate după data de 19 aprilie, plata suplimentului pentru energie cu combustibil se va efectua în termen de 30 de zile de la data transferului de la bugetul de stat către bugetul local a fondurilor necesare.